Da, la Rapid lucrurile se mișcă, într-adevăr, în primele șase, în ultimul play-off, Rapid echipa care s-a mișcat, eu știu, cel mai, să spunem, măcar calitativ s-a mișcat destul de bine. A adus deja patru jucători până acum. CFR n-a lăsat pe nimeni, de exemplu, sau Farul l-a luat pe Benzar, atât un singur jucător. CFR are un jucător revenit în lot. Bun. E Rapid, vorba tot Rapid de cel mai bine, da? Și eu cred că vârful Hefte Betancourt. citeam în presă astăzi, au făcut bancul transferului de lot, cum spunem noi de obicei. Nu jucători care vor fi sigur titulari, jucători care vor începe în primul 11 la prima etapă. Victor Scuze-mă, Angelescu în presă nu i-a prezentat așa ca fiind jucător de lot. nu poate juca niciodată, sau niciodată, la momentul ăsta nu poate juca Cristian în locul lui Săpunaru, sau, nu știu, Wydă în locul lui Albu, deocamdată. Dar nu credeți că ar Dar, putea fi vorba de o apărare cu trei de fundași acord, de centrali? acord, se poate apăra cu trei. Asta e treaba lor. Însă dacă e adevărat că vor aduce pe Sorescu, am înțeles că au făcut o ofertă de 6.000 la Rakov, dacă după Sorescu, este un transfer de titlu, Sorescu, un jucător care poate avea o influență în jocul echipei foarte mare. Joacă trei posturi, în primul rând. Joacă aia dreapta, stânga, fundaș, dreapta. Sorescu e un jucător care i-ar ajuta și să pliază pe ce spiritul Rapidului, în special în Giulești, la atmosfera care este. E un jucător de viteză, un jucător cu atitudine foarte bună, s-ar plia foarte bine. Deci ar fi, zic eu, transferul care, într-adevăr, se impune în primul 11, de la prima etapă. Mai departe, să vedem, pentru că totuși au probleme în continuare. Nu știu dacă vor reuși să aducă încă un vârf, pentru că le trebuie un atacant central neapărat lângă Duganci sau peste Duganci sau ceva de Mai ales genul. Că au renunțat la Lucasen. A plecat Lucasen, dar le trebuie ceva aici obligatoriu. Drăguș ar fi iar un transfer, zic eu, de viitor, o investiție care acolo se pot întoarce banii dacă Drăguș confirmă aici, la vârsta lui și are un CV, totuși, a jucat pe la Faro, pe la Belgia, a jucat la Vels, a jucat, deci el, la Standard, pardon, la Standard, Standard ești, da. El ar putea, zic eu, să facă o carieră bună la Rapid și să plece din nou afară. Dar Sorescu ar fi un transfer, zic eu, dacă pentru primele șase, cel mai important la momentul ăsta, dacă se face. Florin, sunt jucători pe care deja Rapid i-a adus sau pe care ar putea să-i aducă în continuare. Mă gândesc la cei trei băieți care au fost la FCSB, da? Iulian Cristea, Wydă, vorbind despre Sorescu. Gigi Becali spune că nu are cum să se teamă de Rapid pentru sezonul viitor, pentru că Rapid deocamdată are ca ținte sau ia jucători la care el a renunțat. Și dau dreptate. Asta este realitatea. Păi să-i luăm pe rând. Iulian Cristea. După ultimul meci de la Ovidiu, părerea mea că este un argument în plus la el. Unde să joace? Bun, hai spune, toată lumea spune, nu, domnule, nu joacă în locul Săpunaru, joacă în locul lui Grigore. Eu zic că nu va juca acolo. Părerea mea că nu va Tu avea loc nu acolo. crezi în această posibilitate că ar putea juca cu trei fundași centrali? Păi de ce mai iau Sorescu, de ce mai iau, ce mai avem acolo? Brown? S-a făcut Brown? Da. De ce mai iau Brown? Nu înțeleg. Am dreapta, am stânga, am Junior Moraes Ai și am avea Onea Amone. Sorescu dublu am Onea Sorescu. Sorescu ar urma Dar să fie, să zicem, în locul lui Sefer. Ar fi o extremă acolo, dreapta. Acolo, cred că trebuie rezolvată, în primul rând, problema jucătorului sub 21 de ani și aici. Nu ai nevoie de 1, 2, ai nevoie de 4 jucători Da. care Dacă să iau joacă cu 3, la sezonului. Îl luau pe Ignat, care l-au pe ar putea Ignat, juca în momentul ăsta în Liga 1. De ce mai prelungi lui Grigore? De ce mai pe noi este singur? Încă U21, da. E singur. El Savi pe care l-au luat. Și vor să ia, am înțeles, pe Rareșilie, nu mai știu că mai sunt ce stadiu mai sunt. Este o că el este, poate să fie din nou. Și asta este una din problemele. Nu știu dacă la Rareșilie e convenabil pentru ei. Un jucător împrumutat nu e altă, în primul rând. El are un salariu mare la Nist. Sunt convins că nu are sub 25.000 salariu. Ce s-a mai făcut cu, și atunci, cu Cărjean? Și atunci, poate Cărjean și Cărjean și jucător împrumutat. Eu dacă sunt conducător de club, n-aș iau acești jucători împrumutați așa de tineri, pentru că îi cresc pentru altul. Adică plătesc salariul la ei, corect. Nu fac performanță și îl cresc pentru Pe altul. De altă parte, trebuie să-ți rezolvi problema aceasta cu jucătorul sub 21 de ani. Da. Păi ei acum doi jucători pot juca, și Ignaț și pe noi. Dar Rareșilie sau Cârjean, parcă sună mai bombastic așa decât Pănoiu. Cârjean este un jucător care n-a jucat decât până la U20. Primavera. Totuși, Pănoiu, cred că Pănoiu, este un jucător destul de bun. Care trebuie concurență și lui. Care îi trebuie, dacă a fost cu Sefer, da. Sigur. Dar Cârjean a jucat până la U20, Mihai. U23. Nu, la Anglia, primavera, parcă U20. Ultima, U23 acum, da. Deci e greu pentru el
să vină la nivelul ăsta din prima etapă, să se impună la Rapid, totuși așa cum jucătorii români, mai experimentați, mai târșiți de campionat, la 25-26 spune că el merită să joace naționala de tineret a României. Prefer să joace. Eu nu știu cine este, nu-l cunosc. Mi-aș dori să apară un jucător român de calitate, da, este... să joace echipa națională. Este 2-3 echipa mare națională, nu echipa de U21. Este un jucător care este, face cu echipa mare de câteva luni. Este grupul echipei mari. Are o instruire fără cusură. Adică tot la echipa întâi. Se reantrează la Arsenal ultimii 2 ani de zile, prima echipă, să fie chemat regulat. L-am văzut marcând în acest an, de exemplu, pe Old Trafford, împotriva lui Manchester United. E adevărat că era echipa de rezerve a lui Manchester United. Nu știu, să dea Dumnezeu să-l ia, să joace bine, nimeni nu are nimic împotriva acestui jucător. Dar mă doresc că se va face până la urmă. Da, pentru că eu știu cum a plecat el din țară cu părinții lui. Taicăsu a vândut absolut, el mai are un frate, joacă la Agricola Borcea în Liga a 3-a. A vândut absolut tot și a zis, domnule, eu nu vreau să mai aud de România, îmi iau copilul și am plecat. Și eu cred că acum să se întoarcă înapoi. Asta are emoțional la momentul ăla mai puternic. Nu cred că... Dintre cele mai mari de jucători care au evoluat la început de carieră în străinătate s-au întors. De exemplu, Vlad Chiricheș a fost la Benfica. S-a întors și a construit în România. Da. Vlad Chiricheș și Maxim a fost Maxim, la Sporting. A fost, da. Dinu Moldovan, portarul, a fost la Sporting. În România a fost la Espanyol Dinu Moldovan, portarul. Deci, au avut la junior cluburi importante afară, dar... Să sperăm că... Cred că familia lui va avea un cuvânt de spus în chestiunea asta. A apărut și a circulat așa o informație că el ar avea o variantă și din prima ligă spaniolă. Și atunci sună mai atrăgător să merge acolo decât mai să... Mai mari șanse să joace la Rapid decât în prima ligă spaniolă sunt pentru el, corect. Dacă vrea să joace. Așa, sigur că ai trecut pe la o echipă de ligă în prima ligă spaniolă, sună bine, dar cât ai jucat, ce ai jucat, să uită... Cu Iglis, vede cariera, mai greu îl convingi. Nu știu eu. Să aducă, au nevoie de jucătorul 21 și important să fie pe același post. Să nu zăpăcească toată echipa când face o schimbare. Și numai 21. De la mijloc în față, în bandă poate să o facă, că în rest nu prea văd unde. Fundaș lateral ar fi ideal, să caute în locul la Moraie și să caute o dublură. Nu Florea sau nu Ștefan sau acum a venit Brau, 31 de ani. Un jucător U21 să o rezervă la Moraes. Când ai nevoie să arde buza... În clasament, crezi că va înregistra acest progres pe care îl așteaptă rapidiștii? În funcție de cum se vor mișca. Sigur că chestiunile astea de imagine sunt plăcute ochiului și vedem, vrem să luăm pe Gutare, Florinel Coman, vrem să luăm pe... Sunt și chestii de imagine. Malcolm Mejuma. Sunt și chestii de imagine. Dar cum s-au mișcat acum, pare că este singura echipă care, într-adevăr, mișcă ceva. Dar, repet, ce au adus până acum, din punctul meu de vedere, nu mă convinge că au adus ceva mai bun decât au avut anul trecut. Pentru că Coutinho, nu? Wider. Este un jucător care nu joacă de foarte mult timp și nu-l văd unde să joace. Iacob, care e la Rapid un an, și cu Cristian la FCSB. E vreo diferență între ei? Nu e mare diferență. Așa este. Și atunci? Și au avut acolo. Deci mie, Iulian, Cristian, mi se părea un jucător mai bun decât Iacob până la accidentare. Eu spun după că accidentare, Becali a făcut o mare greșeală, că i-a dat drumul acum. Mă spuneți, eu îl țineam până în iarnă, pentru că a venit pe o perioadă în care n-a jucat. Eu îl țineam până în iarnă, putea fi o soluție fundaș central. A renunțat și la Tam și la Cristea în același timp, domnul Becali. Și atunci, de ce dai drumul amândoi? Uite, Tam să discută și am informații sigure. E o negociere cu Rapid în clipa de față. Deci Rapid aduce și pe Tam. În momentul ăla e clar că Iacob sau Cristea vor urca la mijloc. Pentru că deja ar avea patru fundași centrali. Săpunaru, Dragoș Zigore, Tam și cu Ignaț au patru fundași centrali. Se rămân doi Iacob și cu Cristea care... Iacob a mai jucat mijloc. Da, deci și pleacă Crepulia. Rămâne Albu. Albu ce-a face el. Tot mijlocași centrale de închidere. Altceva nu poate să joace. Mai juca Inter, dar e mai greu acolo și pentru el. De-aia spun că... Da, și e vorba de să vedem cele 3 milioane, că aici să vedem pe unde se cumpără. Cam 3 milioane și jumătate. Deocamdată vedem o jumătate de milion de euro din nou la încasări, cedarea lui Sefer. Mie mi se pare că Sefer este un jucător, individual vorbind, mai bun decât toți cei pe care i-au adus. Nu știu cum e cu progresul ăla. N-au adus pe postul. Joacă și altceva. Nu, nu, zic... Dacă ca și calitate, așa, ca calitate. Ca valoare, ca imagine pentru piață, pentru campania de achiziții. Eu deocamdată văd că un Rapid a cedat un jucător mai bun decât toți cei pe care i-a adus. Și tânăr. 22 de ani. Da, 22 de ani. Da. Și tânăr. Și mai valoros ca sumă de transfer. Că pe nimeni nu au plătit jumătate de milion de euro cât au încasat pe Sefer. Adică... Până acum au dat bani. Au înțeles că au dat bani la Brau, la Cluj.
e o sumă de 200.000. Da, dar eu zic un jucător care să fie de anvergura lui Sefer, să fie adus cu o sumă cu cea care a fost cedată, a fost cedat Sefer. Dacă vine Sorescu, cam aici. 5 cu 6, închidem socoteala. Dacă. Da, Sorescu s-ar plia bine rapid. Da, și ar fi chiar un locuitor natural, cum spuneam, pentru Sefer. Ar fi un jucător util pentru ce acolo înseamnă... Acolo poziția fixă. Sigur, pentru rapid, ar fi pentru ce înseamnă rapidul în ziua de azi. Și am avea din nou un jucător, nu-i așa, Florin, care să treacă pe toate cele trei mari branduri din București. Unde a jucat foarte puțin, nu poate fi asimilat nici Dinamovici, nici Steliz, nici. La Dinamo a jucat 3 ani, 2 sau 3 ani. Eu am altă teorie cu asta. Asta știi, Dinamovici. Știi cum a suferit lumea, Florin, dacă ar pleca să se pună acolo la Steaua sau la Dinamo, ar suferi rapid. Asta da, corect. Asta dar, da, păi asta am vrut să zic. Jucători care au stat 2 ani la o echipă, nu mai suferă nimeni. Că... Sau dacă Marius și Mudica ajungea antrenor la FCSB, cum a fost vorba. Într-o zi va ajunge, probabil. El a spus FCSB, Craiova sau Rapid. Așa a spus? Nu, pe FCSB n-a mai inclus-o. N-a mai inclus-o? N-a mai inclus-o în ultima lui enumerare.